Ceaușescu, cum a fost el pe tot globul ăsta pe unde a umblat, ne-a ridicat. Și eram apreciați ca națiune, românii. Ce viață era? Ce făceau tinerii? Cum se distrau? O distracție foarte plăcută. În sensul că discotecile erau și pe vremea lui Ceaușescu. Deci da, și atunci, da, mergeam la distracție, era discoteca, nu erau interzise. Până la ora 10 era, după ora 10 era deranjat. Dacă se siza cineva că acolo să ținem și ce, automat era. Dar până la 10, că nu spună nimeni că nu puteai să te duci, să te distrezi, să-ți vezi de treaba ta. Așa. Aveam cluburi, da, aveam cluburi de tineret. Și vreau să vă mai spun ceva. Datorită faptului că era un oraș plin de tineret, în fiecare sfârșit de săptămână, în jur de 5-6, poate și 10 autocare plecau din Cugir. Cugirenii erau recunoscuți în toate stațiunile din țară. Erau oameni care consumau, care se distrau și toată lumea de-abia așteptau ca să vină de la Cugir. Oameni, vă dați seama că dacă ai bani, te duci și consum. Te distrezi. Revelioanele se făcea stațiune, nu era stațiune în care să nu se facă revelioane cu oameni de la Cugir, care mergeau. Și era o altă activitate. O altă activitate, ce este acum, eu nu văd o activitate prin care să implici tineretul să se unească, să facă cluburi, să distreze împreună, nu. Atunci era cu totul altcumva. Atunci era bine când știau că vine o vizită. Știau că vine Ceaușescu, a fost Ceaușescu de N ori la noi întreprindere. Fiind o întreprindere de renume, l-am văzut personal și am văzut și trebuia să... Ca unul era prezentabil, un om cu concepții și acum regret. Moartea lui o regret, din suflet regret. Și în momentul când au început nemulțumirile și evenimentele de la Timișoara, noi așteptam datorită faptului că deja în Europa a început să miște. Și noi am fost convinși că, mai ales după vizita lui Gorbaciov și știam că se încearcă reașezarea europeană, și mi-am gândit ceva 100% se va schimba acum. Dar modul cum se va schimba, n-am avut de unde să știm. Și exact ca și cu pandemia de acum. Deci e ceva care nimeni nu a trecut de la comunism la capitalism. De nimeni nu știa cum va evolua o schimbare de la, de la comunism spre capitalism. Nimeni. Deci ceea ce s-a întâmplat acolo a fost ceva neprevăzut, ceva care nimeni nu a putut să-l coordoneze. Sunt stări care persistă și care, să nu credeți că am uitat vreun moment. Când închid ochii pot să văd fiecare moment al acestei cruciade. Am avut nimic cu... Da, sigur că da. Ne-am marcat viața.